Biroul executiv al grupului de inițiativă pentru organizarea referendumului de revocare a lui Dorin Chirtoacă din funcția de primar general al municipiului Chișinău a depus cererea de înregistrare a grupului la judecătoria sectorului centru. Totodată au fost depuse argumentarea pentru organizarea plebiscitului și listele cu membrii grupului pentru a obține înregistrarea și a putea începe colectarea semnăturilor pentru revocarea lui Dorin Chirtoacă. Anterior, acesta a spus că nu este frică de referendum. Deputații socialiști au menționat în repetate rânduri că primarul are susținerea majorității parlamentare, din care face parte și unchiul lui Dorin Chirtoacă, liderul PL Mihai Ghimpu. În plenul Parlamentului a fost dezbătută moțiunea de cenzură împotriva guvernului, condus de premierul Pavel Filip. În discursul său, prim-ministrul, care este și vicepreședinte al PDM, a preferat să atace și să ofenseze opoziția și să ridice în slef pe miniștrii săi. Această moțiune este un exercițiu demagogic. Noi am pus Republica Moldova pe drumul cel bun. Țara am preluat-o din mâinile PLDM, care este și semnatar al moțiunii, iar socialiștii ne spuneau că nu vom putea plăti pensiile. Dar noi am reechilibrat economic țara și am reușit să evităm un colaps bugetar. Perspectiva ca acest executiv să-și ducă până la capăt mandatul este foarte mare, a menționat încrezător Filip. Liderul PSRM Igor Dodon a spus că, de fapt, haosul despre care vorbea Filip a fost generat de această guvernare, din care a făcut parte și Pavel Filip ca ministru. Ați promis și recuperarea miliardului furat, dar am văzut că unica soluție pe care ați găsit-o a fost să puneți întoarcerea acestor bani pe spatele cetățenilor simpli, a mai spus Dodon. Deputatul PLDM Maria Ciubanu a spus că pentru ea, ca și pentru majoritatea cetățenilor din Republica Moldova, Filip nu este un prim-ministru, ci o persoană votată în 7 minute și la miez de noapte. Până la urmă, moțiunea a fost respinsă, ea fiind votată doar de 30 de deputați din cei 51 cât era necesar. Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție au prezentat noi detalii vis-a-vis de infracțiunile ce îi se incriminează omului de afaceri Veaceslav Platon. Potrivit șefului Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, Platon este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari, pentru care riscă de la 5 la 10 ani de închisoare, și de escrocherie, pentru care riscă de la 8 la 15 ani. Totodată, aceste două cauze penale au fost comasate în august 2015 într-o singură procedură. Viorel Morari a mai spus că 5 agenți economici au contractat credite în valoare de 40 de milioane de dolari și 123 de milioane de lei de la BEM, pe care i-au transferat în 4 unități comerciale offshore, iar beneficiarul de facto al acestor bani era Veaceslav Platon, cel care a fost reținut de curând la Kiev și pentru care organele legii din Moldova cer extrădarea. Experții Fondului Monetar Internațional și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la un acord la nivel de personal asupra unui program de reforme economice susținut de un aranjament de finanțare pe 3 ani. Ce-i drept, documentul va trebui să fie aprobat de conducerea FMI și de Consiliul Executiv. Declarația a fost făcută la Washington de Ivana Vladkova-Holar, care s-a aflat în fruntea echipei de experți ce au vizitat țara noastră în perioada 5-15 iulie. Accesul la finanțare se propune a fi stabilit la un nivel de 75% din cota Moldovei la FMI, adică aproximativ 179 milioane de dolari. Noul program va juca un rol catalizator în vederea deblocării suportului de la donatori și susținerii dezvoltării economice a Republicii Moldova. De astăzi și până pe 30 iulie, ora 6 dimineața, va fi suspendată circulația pe strada Vasile Alexandrii din capitală, în perimetrul străzilor Albișoara Alexandru cel Bun, în legătură cu efectuarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii rutiere, anunță Primăria Generală. Pe perioada executării lucrărilor, circulația transportului public va fi reorganizată. Pentru a evita blocajele de trafic, conducătorii auto care traversează zona sunt rugați să respecte semnalizarea rutieră temporară. Prim-vicepreședintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a avut o întâlnire cu aproape 100 de tineri care s-au alăturat formațiunii democrate. Planul PDM, pe care nu l-am ascuns niciodată, este ca partidul să fie suficient de puternic încât să își asume să producă reformele pe care țara le-a așteptat 25 de ani. Dacă și aspirațiile voastre sunt tot de a schimba țara în bine, atunci o să vă regăsiți în PDM, le-a spus Plahotniuc tinerilor. România va deține președinția Uniunii Europene în perioada 1 ianuarie 30 iunie 2019. Acest lucru survine ca urmare a devansării cu 6 luni a tuturor președințiilor Consiliului Uniunii Europene, de vreme ce Londra a renunțat oficial să mai asigure președinția semestrială a Consiliului UE din perioada iulie-decembrie 2017. În primul semestru al anului viitor, președinția UE va fi asigurată de Malta, în 2018 în prima jumătate a anului de Bulgaria, iar în a doua jumătate de Austria.
Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Prețul pentru 1 euro a crescut cu 5 bani și costă 21,80 lei. Dolarul american are cotația mai înaltă cu 1 ban, valorând 19,80 lei. Cu 1 ban s-a depreciat leul românesc, valorând 4,88 lei. Hrivna ucraineană are prețul neschimbat de 79 de bani, iar rublarul se a scăzut un ban și costă 30 de bani.